Pesta porcină africană lovește și în proprietarii de terenuri agricole. După ce în întreaga țară au fost uciși aproape 80.000 de porci în zonele unde au fost confirmate focare de pestă porcină, acum cultivatorii din acele zone sunt obligați să își ardă culturile de porumb. Ministrul Agriculturii a emis un ordin prin care îi obligă pe oameni să distrugă plantele afectate de porci mistreți, să dezinfecteze zona și să izoleze terenul. În cazul în care oamenii nu respectă regulile, autoritățile amenință cu sancțiuni. Haideți să vedem ce prevede ordinul de ministru. În zonele afectate de pestă porcină africană, în focarele care au fost declarate ca urmare a depistării bolii la mistreți, se interzice dislocarea plantelor consumate parțial sau neconsumate. Plantele vor fi neutralizate la fața locului de către fiecare proprietar de teren agricol. Începând cu data prezentului ordin, toate suprafețele agricole din zonele cu pestă porcină africană, în focarele care au fost declarate ca urmare a depistării bolii la mistreți, vor fi verificate înainte de recoltare, iar zonele afectate de mistreți vor fi izolate prin benzi arate și se va realiza neutralizarea plantelor la fața locului de către proprietarul terenului agricol. Este interzisă recoltarea plantelor de pe zonele afectate în focarele care au fost declarate ca urmare a depistării bolii la mistreți. În aceste zone, proprietarii de teren agricol vor izola plantele, le vor distruge, după care vor dezinfecta zona. În România există în momentul de față aproape 600 de focare de pestă porcină africană localizate în 8 județe, arată datele Autorității Naționale Sanitar-Veterinare și pentru siguranța alimentelor. Boala se extinde cu repeziciune și, din păcate, nu are tratament. Singura metodă prin care se poate evita extinderea virusului este uciderea animalelor bolnave. Omul nu este afectat de această boală, însă este un purtător al virusului. În județele unde încă nu au fost confirmate focare de boală, autoritățile îi avertizează pe fermieri să țină porcii închiși, să igienizeze spațiile unde sunt ținute animalele și să le hrănească doar cu alimente provenite din sursă sigură.